Competiția s-a desfășurat marți pe terenul din localitatea suceveană Bunești. Ultimul act al ediției din acest an, a cupei primăverii, a pus față în față echipele Voința Iaslovăț și Cavalerii Fluierului. Revenit din capital, acolo unde a arbitrat de la tușă derbiul Steaua Dinamo, Sebastian Gheorghe a preferat să urmărească de pe margine evoluția colegilor săi. Voința Iaslovăț s-a impus la finalul celor 60 de minute cu scorul de 2-0, motiv pentru fluieraș să acuze maniera de arbitraj. Primul meci, două penalti. Cine ai luat cel mai bun portar? Dar nu vă zândea dacă m-am cu pile în smetici. Pe lângă premierea echipelor participante, organizatorii au acordat la final și distinții pentru cel mai bun portar, cel mai tehnic jucător și cel mai bun marcator.